Procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a lui Silviu Cristinel Crețu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în cursul lunii decembrie 2020, Cristi Crețu, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi primit de la administratorul societății comerciale Autotehnorom Suceava Vasile Râpan suma de 40.000 de euro pentru a interveni pe lângă persoanele din cadrul Consiliului Județean Suceava cu atribuții de decizie în derularea contractelor de reabilitare de drumuri, astfel încât derularea a două contracte privind modernizarea drumului județean Dolhasca-Suceava-Moara să decurgă fără impedimente. Mita ar fi fost pretinsă în contextul unor neînțelegeri între Consiliul Județean Suceava și asocierea din care face parte firma omului de afaceri. Ulterior, la data de 16 martie 2022, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, având atribuții de coordonare a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, Cristi Crețu i-ar fi cerut omului de afaceri Vasile Râpan o sumă de bani pentru desfășurarea fără impedimente a unui alt contract, având ca obiect lucrări de reparații pe drumurile județene, pe timp de vară și iarnă. Ulterior, la data de 29 martie 2022, Cristi Crețu i-ar fi precizat lui Vasile Râpan că suma pretinsă este de 40.000 de euro. Banii au fost primiți în data de 4 aprilie 2022, când politicianul a fost prins în flagrant. În vederea confiscării speciale, procurorii au dispus sechestru pe clădiri și terenuri deținute de inculpat. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.